Everyone, we're live. My name is Cristina Frolov and I'm the president of the National Inbound. Suntem live. Eu sunt Cristina Frolov și eu sunt președintele Asociației Turismul Receptor și Național. Vă salut la cea de-a doua sesiune a forului organizat de Antrim. Doar câteva idei de ordin tehnic pentru cei care sunt interesați să asculte în limba română. O să zic ceva pentru ei. Să aud traducerea în română, vă rog frumos să alegeți limba spaniolă din opțiunea de traduceri, pentru că nu există limba română și am fost nevoiți să alegem o altă denumire pentru traducerea noastră. Good, thank you everyone. We're starting the second day. Mulțumesc tuturor. Deci începem cea de-a doua zi, cum am menționat mai devreme. Am avut o zi, prima zi fantastică a forului și am avut și un feedback foarte pozitiv ca urmare a prezentărilor de ieri și vreau să menționez că astăzi avem niște vorbitori extraordinari, de aceea urmează să mai fie încă o zi reușită. Vreau să menționez cum industria turistică din lume trebuie să reacționeze condițiilor în care ne aflăm. Epidemia globală de COVID a adus lumea într-un impas și turismul a fost unul din sectoarele cele mai afectate și e vorba despre o importanță majoră a disponibilității datelor, atât pentru sectorul turistic, dar și pentru turiști. Și a doua sesiune se va axa pe know-how-ul în domeniul turismului și implementarea acestuia în domeniul turismului din Moldova. Ce se va întâmpla după COVID, vom discuta astăzi. Între timp, aș vrea să mulțumesc tuturor partenerilor noștri strategici de dezvoltare care ne-au susținut pe parcursul ultimilor ani, fiindu-ne alături, și cu ajutorul partenerilor noștri am reușit să creăm cea mai importantă asociație din țară pentru turismul receptor și național, și datorită lor și echipei noastre extraordinare, noi am reușit să vă oferim aceste prezentări care urmează, încă prezentări extraordinare. Aș vrea să mulțumesc Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, la fel ca și guvernelor suedez și britanic pentru susținerea turismului și industriei din Moldova și proiectul susținut de USA. De asemenea, suntem susținuți de ABERT și așteptăm cu nerăbdare cooperarea pe viitor. Deci, această sesiune se va axa pe know-how în domeniu. Paneliștii noștri de astăzi sunt domnul Ibrahim Osta, directorul organizației Chemonix International, director pentru Europa, care a implementat un proiect în Iordania, care va modera această sesiune cu mine. Ibrahim este expert în domeniul dezvoltării turismului internațional cu sediu în Washington DC, a fost șef al echipei pentru portofoliul din sectorul turismului din Iordania și a oferit consultanță și a susținut activități de sprijin a turismului din Emiratele Arabe Unite și Tunisia și alte țări. Ibrahim, bine ai venit, mă bucur că ești alături de mine. Adam Sachs, președintele companie Oxford Economics și de peste 20 de ani Adam a lucrat cu diverse companii din lume în domeniul evaluării riscurilor, analizei politicilor și impactul economic. Activitatea a lucrat cu diferite companii și companiile de destinație din țară se bazează pe datele industriei turismului și se bazează pe alocațiile globale de investiții în domeniu. Bună ziua, domnule Sachs! Justin Reid,
este pe TripAdvisor, doar o secundă să închid ușa, că plânge bebelușul meu, doar un minut. I'm so sorry, but working from home is... Scuze, când lucrez de acasă, câteodată e o provocare. Și vorbeam despre cel de-al treilea vorbitor, domnul Justin Reid, directorul Marketing Destination la TripAdvisor pentru Europa și Africa. Directorul, deci dumnealui lucrează cu organizațiile pe piețele de destinație pentru a facilita călătoriile în zonele de destinație. El a fost șef al rețelele de socializare Visit Britain și a accesat marketing online, a efectuat campanii de analitică prin utilizarea și experiența generală a clienților. Și de asemenea se reprezintă Al Merchant, care reprezintă mai multe companii turistice din America de Nord, este un partener cu MMGI Global. Eforturile lui Al sunt foarte practice, care dezvoltă diverse soluții strategice pentru clienți, creează parteneriate și de asemenea este un vorbitor care a prezentat pe 5 continente și mai multe țări, pe diverse subiecte, cercetare, piețe, schimbări, tendințe în schimbare și așa mai departe. Din câte vedeți, prezentările noastre de astăzi vor fi extraordinare. Vă mulțumesc foarte mult, stimați vorbitori, pentru că ați fost de acord să discutați și să vorbiți la acest forum. Ibrahim, ai cuvântul. Mulțumesc, Cristina, o prezentare foarte generoasă, apreciem parteneriatul dumneavoastră, cu dumneavoastră. Eu vreau să zic că este o situație pentru mine, dar eu sunt, am făcut mai multe prezentări în 20 de țări diverse, dar este prima dată când se face așa o prezentare și asta este partea atrăgătoare din Moldova, că avem astfel de active și patrimoniu cultural și oameni și eu am avut privilegiul să vizitez Moldova câțiva ani în urmă, am călătorit în Moldova atât pe suprafață, dar și sub pământ. Am vizitat beciurile de vinuri și de fapt avem două care sunt sunt recorduri mondiale. A fost foarte interesant să discut cu echipa noastră și cu proiectul de competitivitate USAID Moldova, ca să înțelegem unde se află Moldova în ceea ce ține de industria turismului, care sunt provocările a noilor realități sau noi normalități, cum spun unii, în zona sau în perioada de COVID și post-COVID. Și atunci când vorbesc despre echipa, cei vorbitori distinși, avem oportunitatea de a face schimb cu Moldova și foarte repede trecem la oportunități și suntem gata să împărtășim înțelegerile noastre. Îi salut pe toți și noi avem un mesaj coerent pentru dumneavoastră, unul închegat între noi, dar și cu proiectul, ca să vă prezentăm foarte scurt ce se întâmplă în lume. Eu acum împărtășesc cu dumneavoastră ecranul meu și înainte să continui, un scurt comentariu a ceea ce am văzut ieri. Slide-urile mele Nu apar. Okay, here we go. You see my slide? Yes. Acum se văd slide-urile. Da. Deci un comentariu foarte scurt.
Exact. Eu cred că este extraordinar să fiu aici, nu doar că am fost în Moldova, dar în genere, din cauza a ceea ce am auzit ieri, de la excelență sa ministru economiei, el a fost foarte tranșant, clar, în sprijinirea sectorului turismului ca o industrie strategică. Și mesajul guvernului a fost că turismul este important nu doar pentru locurile de muncă și de generarea valutei, dar și schimburilor cu lumea exterioară, dar și alte industrie care sunt conexie industriei turismului. Și de asemenea a fost foarte interesant să auzim pe directorul misiunii USAID, care a menționat sprijinul din partea USAID pentru industrie prin intermediul proiectului de competitivitate, sporirea competitivității, care activează în Moldova, dar eu știu că șeful proiectului va vorbi în mai multe detalii mâine deja și foarte scurt ce facem astăzi. Pe scurt vom analiza unele tendințe globale care afectează industria foarte pe scurt și vom continua cu examinarea economiei turismului, adică ce se întâmplă din punct de vedere economic, cum turismul poate crește având în vedere aceste noi realități. Care sunt perspectivele pentru creștere, ce piețe își vor reveni mai rapid și ce alte tendințe apar. Pentru că deja turismul în general a fost o industrie care se dezvolta cu pași rapizi, având în vedere că astăzi lumea este practic blocată și industria este afectată. Și diverse domenii ale turismului sunt afectate și dinamica se schimbă, în special având în vedere COVID și dar și schimbul între diversi parteneri noi, pe când Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei ar putea să ajute la redresarea domeniului chiar mai mult decât Ministerul Turismului. Adam Sachs va vorbi despre economia turismului și ce motivații stau în spate pentru a dezvolta sectorul pe viitor și vom vorbi și despre Justin care va explica cum să prezentăm atractivitatea Moldovei lumii întregi. Și peste o oră și jumătate, cam vreo poate un pic mai mult, oricum nu veți avea soluții, pentru că este un proces de discuții. Noi am vrea să împărtășim cu dumneavoastră niște idei, niște practici, bune practici sau practici care sunt în curs de apariție, cumva. Și vă rog să participați în aceste discuții. Aveam butonul cu întrebări, puteți să puneți întrebările acolo, pe cât posibil. Și haideți să începem prin a înțelege ce este turismul. Directorul general a unei cele mai mari companii de turism din lume, TUI, a fost întrebat. Deci este o companie cu mai multe miliarde de venituri și întrebarea a fost cum reușiți și cum vindeți pachete turistice. A zis că noi nu vindem pachete turistice, noi suntem în domeniul de a vinde vise. Deja cum ambalăm aceasta, destinațiile de vis, cum interacționăm și cum indicăm promisiunea acestui vis pe piață. Și apoi realizăm acele experiențe pozitive când oamenii revin, sunt foarte satisfăcuți și sunt mulțumiți de cum au călătorit. Și ei se întâlnesc cu prietenii, povestesc prietenilor despre aceste experiențe și aceasta înseamnă că mai mulți vizitatori revin în acele destinații. E vorba despre înțelegerea aspectului emoțional al turismului, la fel ca și, de fapt,
când oamenii simplu urcă în avion și vin să viziteze. Și astfel trebuie să înțelegem soluțiile pe care trebuie să le aducem în industria turismului. Și Moldova are totul ca să reușească pe piața internațională. Eu am avut o experiență nemaipomenită prima dată când am fost acolo și puneam informații pe Twitter, postam pe Facebook, pe Instagram, poze, primeam mesaje de la oameni care ziceau, uite, vreau și eu să vin în Moldova, vreau și eu să merg acolo. Și un mesaj l-am primit de la o companie aeriană care au zis că, uite, am deschis o rută aeriană către Iordania și putem să deschidem una și către Moldova și am zis că, de ce nu? Da, sigur, la un anumit moment, sigur. Aveți niște locuri foarte frumoase, natură absolut deosebită și cel puțin unele. O parte din cererea de piață este orientată către aceste peisaje naturale. Și dacă oferi experiențe culinare deosebite, de exemplu, asta de asemenea contribuie, da, la fel. Și astea sunt avantajele soft, dar sunt și avantaje de tip hard și e vorba despre turism de tip cluster, cel puțin către aceste destinații se îndreaptă piața de astăzi și acestea sunt lucrurile pe care le are Moldova. Și noi trebuie să înțelegem de ce Moldova, ca și celelalte țări din lume, va suferi din cauza COVID-ului, dar aveți posibilitatea să prezentați Moldova ca o destinație total deosebită, care poate să se poziționeze strategic ca să capteze un segment mult mai mare a pieței pe un nivel mult mai superior, cu vizitatori care vor vrea să vină și să trăiască noi experiențe. Operatori turistici din lume care vor să obține destinații noi și piața caută destinații noi sau destinații exotice. Ei caută destinații noi sau caută destinații în cadrul unor destinații prestabilite, deja să iasă în afara orașului, decât să meargă în orașele tradiționale. Și piețele merg în această direcție, dar vedem un segment mai mare a pieței care este interesat în experiențe mai diferite. Și aceste experiențe se potrivească cu patrimoniul cultural și natural al Moldovei. Foarte scurt, ce se întâmplă în lume, nu este un secret că turismul internațional a ajuns într-un impas, practic, pe parcursul deja ca mai multe luni, începând cu primăvara, și zborurile nu au fost efectuate, frontierele au fost închise, carantină la nivel național, dar aceste destinații, 40 de destinații au slăbit un pic restricțiile de călătorie. Unele din ele necesită un test la COVID la sosire sau înainte de sosire. Alte destinații impun anumite măsuri de carantină în țara de sursă înainte de sosire sau după sosire deja. Adică regulile sunt diferite care afectează practicile din de destinație și asta afectează alegerile turiștilor în selectarea acestor destinații ca destinații de vacanță, dar începem să vedem, deja să observăm o creștere a turismului intern. Și asta este bine, pentru că în primul și în primul rând locuitorii unui loc trebuie să se bucure de el și oamenii trebuie să cunoască propriile lor locații, propria țară, ce poate să le ofere propria lor țară. Și cu cât mai mare e reziliența sectorului și totodată observăm o creștere a spațiului pentru turism, atât internațional, dar și național. Dar asta e vorba despre
turismul național sau turismul intern, care se dezvoltă din cauza închiderii frontierelor, dar ulterior cu investiții pe viitor pentru a nivela un pic și a ajuta la reziliența turismului. Unele zboruri au revenit deja, unele companii aeriene sunt mai curajoase decât altele, pentru că unele companii aeriene chiar fac investiții ca să devină primele companii care revin pe piață și să capteze o cotă a pieței. De exemplu, Turkish Airlines este o astfel de companie și altele. Companii care întreprind eforturi enorme pentru a... și fac promisiuni. Dacă mergeți cu noi în călătorie, vor acoperi, companiile aeriene promit că vor acoperi cheltuielile de sănătate legate de COVID în caz că persoanele se îmbolnăvesc. Și nu doar pe, în timpul zborului, dar și după sosirea, cam trei săptămâni după sosire. Vedem mai multe destinații care se redeschid și este un semn bun, dar și vedem de asemenea și bulele astea. La moment, unele țări sau destinații se pun de acord și selectează cu care destinații vor face schimburi de turiști și unele... Da, unele țări impun restricții mai dure, altele mai lejere. Cine s-ar fi gândit că odată ce se va deschide Croația, oamenii vor imediat merge încolo în masă? Am verificat săptămâna trecută în Dubrovnik, de exemplu, ratele de cazare erau 30% în hoteluri, dar acest lucru a fost practic de neimaginat o lună în urmă. 30% nu este foarte mult, dar comparativ cu 97% cu rata de ocupare în Dubrovnik anul trecut. Oricum, 30% este o realizare fantastică pentru o destinație care este practic goală. Era practic goală câteva săptămâni în urmă. Deși iarăși analizăm destinațiile, dar partea importantă a acestor analize este că ne dă asigurarea a ceea ce credeam mereu despre turism. Turismul este o industrie rezilientă, într-adevăr, este afectată, dar își revine, întotdeauna și-a revenit. După situația cu SARS a fost același lucru, criza financiară, la fel și când revine, turismul revine în forță. Oricum, a trebuit să menționez că COVID-ul nu este la fel ca și SARS și nu este ca și criza financiară. Putem să prezicem cu încredere ce se va întâmpla în viitor? Probabil nu, dar cel puțin sunt niște semnale pozitive și alte semnale care ne încurajează, că există cel puțin un segment al pieței care este suficient de interesant, suficient de curajos să revină pe piață. Asta este pe partea culturală, dar am văzut și o creștere majoră a unei alte marje. De exemplu, Turcia și-a deschis călătoriile Turcia, Egipt și zborurile de asemenea au început să meargă, deci e vorba de plaje, pentru că e o cerere pentru ei și lucrul ăsta este destul de interesant. De exemplu, Spania recunoaște că ei s-au deschis pentru turiștii britanici și dar acest lucru de asemenea arată că industria își revine. Este o cerere, acest lucru este clar. Dar în viitor nu se știe cum vor evolua tendințele. Spania s-a deschis și guvernul britanic a zis, mergeți în Spania, reveniți și trebuie să stați în carantină timp de 14 zile. Dacă vrei să mergi în vacanță, după vacanță trebuie să mai stai acasă încă 14 zile. Atunci când s-a deschis destinația, Regatul Unit către Spania,
această limită nu era aplicată. Și lucrurile pot să se schimbe și din cauza aceasta și destinațiile ar putea să se schimbe și noi trebuie să ținem minte că noi trebuie să avem planuri ca să răspundem mai rapid, cu mai mare agilitate decât o făceam în trecut. De exemplu, cum spunea operatorul turistic, care a aplicat niște politici de anulare mai flexibile, oferă deseori, ei sunt mai creativi în oferirea, de exemplu, oferirea stimulentelor de reprogramare sau rezervări repetate. Deci trebuie să ne gândim pe viitor, indiferent de la ce anume, de exemplu, destinații sau modalități de gestionare a situațiilor. Este important ca să existe atât claritate cât și consecvență, atât cei care activează în domeniu. Un exemplu, de exemplu, IATA, Asociația Internațională de Călătorie, cere ministrilor din Uniunea Europeană să aibă o politică mai coerentă între ei cu privire la politicile de călătorie și câteva zile în urmă, același lucru s-a făcut și cu guvernele din Orientul Mijlociu. Dacă, de exemplu, nu știi cum să călătorești, în ce reguli, în baza căror reguli, este cam greu să te orientezi, mai ales dacă nu ești sigur, poți sau nu poți să zbori și așa mai departe, inclusiv pentru companiile aeriene. Și nu doar ele, dar și autoritățile de sănătate. Ce se întâmplă cu carantina, ce politici trebuie să fie aplicate și deseori observăm destinații unde se descurcă foarte bine în ceea ce ține de prevenirea COVID, răspândirii COVID și de asemenea ei întreprind măsuri și mai intense și mai bune pentru a face schimb cu mediul de afaceri și cu alții ca să facă schimb și să întreprindă măsuri pentru a preveni răspândirea COVID cu alte guverne. Deci dacă cineva, de exemplu, revine dintr-o destinație cu acest virus și la fel se face și cu ceilalți, adică încrederea, pentru că încrederea este cheia recuperării. Atunci când deci e vorba despre branduri în care au încredere, merg în destinații în care au încredere, încrederea că vei fi în siguranță atunci când ajungi la destinație și încrederea este cheie și brandurile majore, cele mai mari, folosesc acum această încredere pentru a reconstrui piața, a recăpăta, a recâștiga piața. Deci, bine, era vorba de câteva luni în urmă, când era o tendință. Ziceam că piața merge către destinații mai autentice, mai distinse, adică experiențe mai autentice și nu, cazarea nu la hoteluri mari, dar la hoteluri mai micuțe, de tip boutique. Dar astăzi piața caută lanțuri mari de hoteluri, pentru că se gândește că s-ar putea ca acele hoteluri să poată să facă investiții în siguranță, dezinfectare și așa mai departe. Dacă, de exemplu, rezervă o daie într-un hotel, aceasta să fie dezinfectată și curățată bine. Și asta se face cu încrederea că această investiție se face de hotelurile mai mari, nu doar pentru a garanta siguranța clienților, dar și ca un mesaj pentru a recăpăta cota de piață. Și acum, pentru destinații, cum este Moldova, unde sunt experiențe mai autentice, mai locale, așa, cu cazare mai locale. Și nu este unic doar Moldova, sunt și multe alte destinații care care se poziționează pe această nișă pe piață.
cum asigură operatorii independenți și prezintă pe piață că ei sunt la fel de siguri ca și hotelurile astea mari. Și sunt lucruri care, pe care trebuie să analizăm. Și nu e vorba doar de cazare, dar și fiecare punct de vizită a călătorilor care să dea încredere pe piață că ajungi la în avion și mergi la o pensiune sau într-un parc sau oriunde, cei care te primesc au grijă de tine, că toate companiile au toate măsurile de precauție pentru a asigura că ai o experiență, trăiești o experiență plăcută și sigură. Și foarte scurt, ce am încercat să facem ca să încurajăm piața asta este din Consiliul Global de Călătorii, shopping, hoteluri, alte, dar astea sunt niște ghiduri, da, cum să călătorești în siguranță. Atât și companiile trebuie să-și formeze propria lor dezvoltare pentru operațiunile standard pe piață și este fantastic, dar nu este suficient să le preiei și să le preiei așa cum sunt, să le copiezi. Este important să le adaptezi situației în țară și tendințelor din business, dar sunt niște puncte de pornire foarte bune. La fel ca și cu ghidul de siguranță și sănătate pe COVID-19, călătorii de aventură, așa este asociația, asociația sindicală Adventure Travel, care promovează mai mult experiențe de călătorii, de aventuri, cazare acasă, experiențe culinare, trekking și altele. Și toate acestea, asociația aceasta este disponibilă online și sunt foarte multe resurse care pot fi preluate de la ei. Ei au implicat Cleveland Clinic, unul din cele mai bune centre medicale, și G-Adventures este o companie de călătorie care a participat de asemenea în elaborarea acestor documente. Eu și alții au primit aceste documente în versiunea lor de proiect ca să putem să comentăm pe ele și este o încredere că există niște protocoale și dacă operatorul pe piață utilizează aceste documente, atunci cu siguranță este o încredere mai mare. Și de asemenea, e vorba despre experiența în raport cu așteptările lor. Noi nu trebuie să convingem doar un vizitator să vină, dar și tur operatorul să trimită călători acolo. Evident că standardele nu sunt suficiente, deci avem standarde care trebuie să fie adaptate. Trebuie să fie adaptate de către guverne și vedem, de exemplu, că au fost emise, deci aspecte ce țin de siguranța destinațiilor, dar de asemenea este important să promovăm aceste standarde pentru consiliile turistice, pentru asociații de turism, pentru a asigura că noi captăm încrederea pieței și industria nu doar să adopte și dezvolte standarde, dar trebuie să fie și aderate, respectate. Ele trebuie să fie respectate, evident. Și o discuție recentă cu un lanț de hotele mari au spus că pentru ei este egal să important să asigure că hotelul este sigur. Ei vor să asigure că atunci când vin oamenii, este important ca oamenii să vadă că hotelul este curățit, este curat, este sigur, este igienizat și că totul este serios. Și eu subliniez importanța comunicării, trebuie să comunicăm cu călătorii, pentru că în cele din urmă este important să avem zero incidente în țară. Nu vrem ca să fim presați. Este important ca oamenii să se simte siguri și să important să nu contracte virusul. De asta este important să implementăm aceste ghiduri. Unii din ele trebuie să fie obligatorii, de către stat,
și multe din ele pot fi benevole. Acum, ceea ce este interesant, odată ce țările se îndreaptă, se orientează spre redresarea turismului, sunt faze prin care trec ele. Deci eu mă uitam ce face Moldova pentru, și unde sunteți voi acum. Voi sunteți deja în faza finală. Deja începeți să captați piața. Există o formulă care pentru a evalua destinațiile. Asta se bazează pe locul unde se potrivește Moldova. Moldova a gestionat destul de bine situația și acum poate să capteze piața. Deci eu evidențiez 3 din aceste aspecte și voi veți avea aceste slide-uri și o să vă uitați peste ele, dar mă uit la călătorile internaționale, politicile și procedurile și protocoalele și business-ul viabil. Evident că avem nevoie de business-uri viabile ca să capteze piața, să recapteze piața, să recucerească piața. Sunt mai multe exemple care putem să le oferim vouă. Deci sunt tot soiul de formule și nu poți să copii de la o țară la alta. Deci asta poate strâne discuții. De exemplu, Montenegro. Montenegro spune că turismul este foarte important, foarte strategic de bază și vor să se asigure că business-urile vor rămâne viabile și după criză. Guvernul a spus că vor plăti 100% din salariul minim pentru a păstra angajații. Deci pentru primele câteva luni oamenii credeau că COVID-ul va dispărea, dar nu a plecat, din păcate. Și au spus că vom plăti 100% din salariul minim pentru angajați, nu doar pentru turism, dar pentru toți. Dar după ce business-ul de turism a început să se deschide și când au început să se deschide hotelurile și cafenelele, deci au mers deja spre 50% din salariile angajaților, dar 100% pentru operatorii turistici, care nu generează niciun fel de business. În Anchorage, în Alaska, deci ei au un fel de impozit pe cazare și ei este impozit pe cazare în Anchorage, Alaska, Statele Unite. În Marea Britanie, guvernul plătește 80% din salariu și asta începe să scadă la 80%, 70%, 60%. Și înțeleg că guvernul Marii Britanii în prezent încă se gândește ce se va întâmpla după octombrie. Iordania, interesant acolo, Tunisia, acolo e vorba despre subvenționarea împrumuturilor, dar totul ține de păstrarea locurilor de muncă. Dacă business-ul vrea să aplice la un împrumut subvenționat, trebuie să se asigure că locurile de muncă sunt păstrate. Ceea ce a făcut bine Iordania e că ei au investit în promovare și, de fapt, guvernul acoperă o parte din costurile persoanelor care merg în vacanță. Deci, în cele de urmă, ne uităm la o rețetă posibilă pentru Moldova. Din nou, nu este un plan, sunt idei la care putem să ne gândim. Moldova este diferită de destinațiile de turism în masă. Este mică, dar frumoasă. Aveți active fantastice, locuri fantastice și deci are să presupunem că se aude rău. Deci este foarte important ca să convertim ceea ce aveți voi într-un activ fantastic. Și Moldova poate să se reîntoarcă pe piață într-un mod foarte spectaculos. În ce privește numărul de vizitatori pe care puteți să-i atrageți, cei care pot să plătească un preț important și ceea ce puteți să o oferiți.
ieri ministrul a vorbit despre reformele de politici și aceasta este o oportunitate pentru guvern ca să accelereze reformele de politici și nu doar trebuie să rezolvăm, de exemplu, o lege care este aiurea, dar noi trebuie să implementăm politici noi și avem nevoie pe orice destinație o soluție la nivelul întregului guvern, adică trebuie să se fie implicate mai multe instituții și ministere pentru a rezolva situația. De exemplu, avem nevoie de un parteneriat puternic, mai puternic cu, de exemplu, ANSA sau ele se numesc diferite în diferite țări, dar este important să existe un parteneriat bun între Ministerul Sănătății și Ministerul Turismului, care să fie unul bine pus la punct. Aveți un sectoare creative care cresc rapid, în special când vine vorba despre TIC, sectorurile TIC, și se vede o dependență, adică recuperarea, restabilirea depinde destul de mult de performanța sectorului de IT. E vorba despre realitatea virtuală, despre tranzacțiile touchless și experiențele touchless, și e vorba despre muzee și centre de vizitare, dar și comerțul online și economia fără numerar, în restaurante unde nu trebuie să pui mâna pe bani, de exemplu. Deci acestea sunt oportunități foarte bune și este o legătură foarte importantă dintre turism și tehnologiile informaționale care permit să se dezvolte sectorului de turism și restabilirea acestuia. Și în cele din urmă aș vorbi despre marketingul cooperant. Deci, când aveți operatori de turism care deseori concurează, eu aș spune în acest caz că nu e vorba despre concurență, este vorba despre cooperare. Trebuie să cooperăm, între operatorii de turism, hotelurile, să oferă soluții unice pentru a capta piața și în același timp să puteți să negociați zboruri, da? Zboruri, poate zboruri charter, ca să aveți prețuri mai mici. Adică, de exemplu, veniți cu pachete, da? Și vă asigurați că sunt zboruri de una, două sau trei ori pe săptămână, dar trebuie să ne gândim creativ, cum aducem înapoi acele companii aeriene care nu sunt prea dornice să revină înapoi. Deci, acestea fiind spuse, vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și vom merge spre un vorbitor mai interesant, Justin Reed. Așa cum Cristina l-a prezentat pe Justin ca o persoană cu mare experiență în promovarea destinațiilor. Am lucrat cu Justin în mai multe țări, mai multe destinații, și prezentarea lui sunt foarte importante, sunt foarte interesante, și îi dau cuvântul lui Justin. Ce să ne spună, ce face piața și cum arată piața în Moldova? Mulțumesc, Ibrahim. Haideți să încerc să să fac share la ecranul meu. So if you guys can let me know when you can see the presentation. Dar ce să-mi spuneți când puteți să dacă se vede bine. I can see it. Se vede bine? Okay. All right, so let's move ahead. So it should say the opening screen of Moldova and TripAdvisor. Yep. Deci, cool. Okay. So, that's kind of deci uitați-vă Moldova și TripAdvisor. Deci așa cum a fost spus de către eu sunt Justin Reed, eu sunt de Asia Mijlocie și Africa pentru TripAdvisor. Deci sunt deja 2-3 ani, dar de fapt sunt de 6 ani. What we're going to look at today is very quick insight and introduction to TripAdvisor. Deci ce vom vorbi astăzi? Deci rapid vom vorbi despre TripAdvisor. Impacts Moldova. And how it might give you some insights as to, you know, the minute is very. Și aș putea să vă dau și informații despre care, ce este popular acum în țară
together. Cine sunt concurenții voștri? What can we potentially do to make Moldova the up and coming must-see împreună, pentru ca Moldova să devină o destinație care trebuie să fie văzute numai de cât în următorii 2, 3, 4 ani. Deci, foarte rapid despre TripAdvisor, avem 20 de ani, suntem tineri, am început în 2000, nu o să citesc totul ce este scris aici, dar dacă aceste slide-uri o să vedeți în felul vouă, o să vedeți ce am făcut noi, ceea ce mă face pe mine, mă iubește. Atunci când am început în 2016, noi vorbeam despre 100 de milioane de review-uri. Deci compania are deja 16 ani și am ajuns la 100 de milioane de review-uri. Deci în următoarele 2 ani am ajuns la jumătate de miliard de review-uri. Deci creștem. Evident că COVID i-a afectat pe toți în industria de turism. Însă TripAdvisor încă este foarte prezent ca jucător, lider. Deci suntem într-o o companie bună. Dacă ne uităm la TripAdvisor, care a început în 2000, deci noi suntem puțin mai tineri ca Google, puțin mai tineri decât eBay, puțin mai tineri decât Amazon, mai tineri decât aceștia, dar suntem mai bătrâni decât Facebook, Twitter, decât Snapchat și restul platformelor. Și ceea ce se vede destul de des cu piețele de destinații, oamenii vor să fie pe noile platforme, ca să stea pe noile platforme, ceea ce spun eu. Deci mergi acolo unde este auditoriul tău. Și șansa că oamenii care vor aventură, care sunt interesați în culturi noi, în vin, posibil nu vor fi pe TikTok, vor fi pe TripAdvisor. Adică ei vor fi pe platformele acestea care sunt deja de mulți ani și sunt consacrate. Deci noi suntem compania preferată în lume de ghid de turism, suntem în 28 de limbi, 190 de țări în lumea întreagă. Deci nu spunem că în fiecare loc, dar majoritatea locurilor, dacă aveți un hotel sau o cazare sau o atracție sau un restaurant, va fi pe TripAdvisor. Deci 11 milioane de listing-uri în 190 de țări. Și există o bună oportunitate dacă aveți o cazare, aveți o atracție sau restaurant. Nici nu știți, poate nici nu știți că sunteți pe TripAdvisor, dar oamenii vă vor revizui și vă vorbi despre probabil mai mult decât știți voi despre experiența umilitate pe care au avut-o ei atunci când au stat, s-au cazat sau au mâncat la voi. Deci ce pe ce noi punem accent cu TripAdvisor-ul, dacă oamenii sunt deci dacă sunteți foarte, foarte buni sau sunteți foarte, foarte ineficienți, oamenii o să vedea review-uri. Oamenii vor spune, nu sunt foarte interesat. Oamenii nu merg la locurile care sunt problematice. Dar dacă faci chiar ceva rău, atunci oamenii vor scrie un review negativ. Și este vorba despre cercetare gratis a hotelului. Dacă sunteți un hotel și dați un Wi-Fi gratis, iar Wi-Fi-ul va fi teribil, oamenii vor scrie despre acest lucru. Dacă aveți angajați în restaurantul vostru, care sunt fantastici și oferă un serviciu foarte bun și care știu foarte bine vinurile, știu foarte bun ce este meniu, oamenii o să vedea revizuri bune. Deci review-urile sunt la noi pe pagină și vă place sau nu, dar oamenii foarte rar rezervează locuri fără a citi review-urile. Este foarte important să vedeți despre ce scrie oamenii. Deci suntem cea mai mare platformă de călătorie. 419 milioane de călători în fiecare lună merg pe TripAdvisor. Deci nu suntem atât de mari ca Google sau Facebook, dar suntem cea mai mare platformă de călătorie unică. Dacă sunteți pe Facebook, poate faceți, puneți like la prieten, la pisica cuiva. Dar dacă ești pe TripAdvisor, ești călătorul. Te uiți la următoarea destinație inspirațională. Deci noi avem cea mai mare comunitate de călători din lume. Deci pe TripAdvisor, călătorii direct cheltuie 605 miliarde de dolari pe turismul global anul trecut. Va fi mai puțin în 2020. Va fi mai puțin pentru toți. Noi suntem cei care suntem numărul unu în care lumea are încredere. Este foarte important ca călătorii să aibă încredere în brand, în brandul emergent, cum este Moldova. Oamenii o spun că aud despre Moldova, dar oricum vor să știe. Deci vreau să aud opinia călătorului care a fost deja acolo. Călătorul care a avut experiență și scrie despre ce a făcut acolo Moldova. Deci aproximativ 1 miliard de contribuții. Și în ce privește ce facem noi, ce facem lumea pe platformă,
și, deci e vorba despre un slide de marketing. 4 din 5 furnizori care au avut o experiență anterioară pozitivă, 86% din oameni nici nu vor rezerva fără să citească review-uri. 57% rezervează atracții în timp ce sunt în vacanță și 76, 70% se uită la recomandările sociale înainte de rezerva. Fie că oamenii planifică, s-au rezervat deja și vor să se uite la un tur de vinuri. Dacă au ajuns la destinație, le place hotelul, dar vor să meargă undeva în călătorie. Sau dacă se laudă sau vorbesc cu prietenii lor despre acest lucru. Sau vor să spună altora, totul se întâmplă la noi pe platformă, pe TripAdvisor. Acum, în ce privește călătorii noștri, deci este 50% bărbați femei, este mai mulți căsătoriți decât alții, decât necăsătoriți. Noi indexăm foarte mult și Adam va vorbi despre indexuri de asemenea, dar când ne dăm la index care este 100, 100 este norma, deci noi avem 200% mai multe persoane care au absolvit universitatea pe TripAdvisor. Dacă ne uităm la cei care sunt destul de avuți, 235% sunt persoane care au un venit de 150.000 de lire sterline pe an. Deci acestea sunt persoanele care merg de 2, 3, 4 ori vacanțe pe an. Deci și totul ține de ce are de oferit Moldova. Și nu vă vorbi despre toate acestea, dar din nou, 83% din oameni sunt interesați în culturile altor țări, 82% vor să exploreze lumea din jurul lor. Deci aceasta ține direct, vizează direct punctele importante pe care le oferă Moldova. Datele stau la baza tuturor lucrurilor care le facem noi, fiecare vorba despre date privind browsing-ul sau oamenii pun filtre în ce privește ce vor să vadă. Deci noi știm care sunt intențiile oamenilor, aproape înainte ca ei să știe. Deci din ultimele 2, 3, 4, 5 ani, oamenii se uit la turism vitivinicol în Spania, Italia, cei care vor să meargă în altă parte, diferită, deci cei care vor să meargă în locuri mai puțin cunoscute. Noi știm toate aceste date. Noi putem să ne asigurăm că conținutul uimitor al Moldovei va fi atribuit persoanelor care vor să le caute. Dacă cineva este american și știu că nu a fost în afara Americii niciodată, atunci este o șansă foarte mare că nu au un pașaport și atunci nu are rost să-i convingem pe ei că prima dată când pleci din țară, Moldova va fi locul în care să mergi. Dar acei călători internaționali care vor să meargă în destinații care au oferte să meargă cu Moldova, este cei pe care noi vrem să ne asigurăm că vor ajunge la voi. Bun, mergem mai departe acum la lumea noastră de astăzi. Acesta este cofondatorul și CEO-ul Steve Kaufler. Deci el a spus la începutul pandemiei că atunci când oamenii vor fi gata să călătorească, când vor fi gata să meargă la restaurante, când vor fi gata să exploreze lumea din nou, TripAdvisor-ul va fi acolo, lângă ei, să-i ghideze spre ușa voastră. Noi suntem angajați, totalmente angajați, ca să ajutăm industria de turism în aceste timpuri destul de grele, să ne asigurăm că toți au dreptul să meargă în țări noi, culturi noi, experiențe noi. Aceasta este viziunea lui Steve. Noi am făcut niște studii printre auditoriul nostru la începutul pandemiei și noi le-am repetat la fiecare 2 săptămâni. Deci opiniile oscilează, oamenii spun că nu prea vor să meargă în călătorie destul de mult timp, după în anumite țări europene, oamenii spuneau că nu vreau să merg săptămâna viitoare pentru că am stat acasă prea mult timp, vreau să merg undeva nou, dar cel mai important lucru este prima, 97% din răspunsuri au spus că ei vor merge, ei vor călători după 6 luni de la COVID-19. 89% au spus că se vor simți confortabil să meargă internațional peste 6 luni de la COVID. Deci ce înseamnă după COVID? Dar pentru mulți oameni, pentru majoritatea oamenilor, asta înseamnă că restricțiile guvernului asupra călătorilor au fost ridicate. Asta nu înseamnă că găsit vaccinul, antidotul, toată economia globală s-a
restabilit. Oamenii au o dorință enormă de a călători și atunci când vor, ei vor căuta experiențe noi. Din nou, niște statistici aici, ultima, cred că 50% din persoane pe TripAdvisor au călătorit până la 5 ore în ultima săptămână, planificând următoarea călătorie după COVID. Deci acum este un timp foarte bun de a căuta destinații noi, aventuri noi. Oamenii, când stau 5 ore pe TripAdvisor căutând, se gândesc că ceva nou, vreau să văd ceva nou, ceva ce n-am mai făcut până acum. Acum e timpul să merg, acum e timpul să călătoresc, acum e timpul de experiențe noi. Bun. Mergem spre destinațiile, despre factorii de bază, o săptămână de bază despre voi. Deci, de fapt, călătoriile interne în Moldova este peste ce a fost anul trecut. Oamenii care vin în Moldova, deci oamenii care in Moldova. So, se uită pe TripAdvisor year on year. Pe IP-ul, adresa din Moldova este în creștere, voi crește de la an la an. Se crește cum câștigați teren comparativ cu alte piețe. Sunteți pe insula Balcanică, deci e vorba despre destinații aproape în cadrul țării. Okay. Și Moldova a crescut cu 11%, adică sunteți cu 11% mai mare comparativ cu sosirile pe peninsula Balcanică. Și de asemenea, utilizatorii internaționali, ei caută o fereastră mai mică de oportunitate, nu cu mult mai mică, aproximativ 3 zile mai mică, mai scurtă. Despre cei care sunt internaționali, când vin în Moldova, spun că vreau să o fac în următoarea lună, adică trebuie să fii gata cu acele mesaje sezoniere, cu mesajul de salut, cu mesajul de siguranță, oamenii să înțeleagă că totul este bine. Să vă asigurați că Moldova este locul pe care vor să-l aleagă ei. Așa. Asta mă duce la călătoriile domestice. Deci vă arăt acum în acest grafic. Moldova has received Moldova a primit 4.2%. A primit, adică crește cu 4.2%. Haideți să, nu, să încep. Pe peninsula Balcanică, anul trecut, voi aveți în medie 38% din toate căutările de zboruri în peninsula Balcanică. Acum sunteți 42%. Deci este o creștere relativă a căutărilor zborurilor pentru Moldova sau spre Moldova. Și fereastra de căutare a zborurilor a scăzut cu o zi. Now, here's where we get interesting. Deci oamenii vor să căutească. So where it gets interesting. So these are the countries. Uitați-vă unde devine interesant. Devine interesant. Acestea sunt țările care se uită la Moldova și cum se compară prima jumătate a anului acesta cu prima jumătate a anului trecut. Ceea ce este uimitor este că Statele Unite este cea mai mare țară care se uită la Moldova anul acesta. Și astăzi trebuie să faptului că foarte multe state sunt în izolare. În America sunt în izolare. Deci oamenii vor să caute ceva nou, dar este ferm pe locul 2 și sunteți al doilea piață cea mai importantă, că piața este Rusia. Și după aceasta este Italia, Marea Britanie, Germania, deci deci România și Ucraina, deci se schimbă cu locul. Deci cei ce este afară, top 10, probabil cifrele sunt atât de mici încât nici nu punem accent pe ele. Deci ce vreți să punem accent? Eu aș spune, este piața rusească, piața italiană, piața britanică, piața germană și după aceasta piața românească. În ce privește apropierea acesteia, aceștia vor oferi cele mai mari cifre de creștere în următoarea perioadă. Acum ce privește ce se întâmplă cu cazarea, deci devin tot mai folosite de către cei din Moldova și internațional. Acum ne uităm la creșterea de la an la an a turismului domestic. Deci fluctuează. Restaurantele au fost foarte bune în februarie-ianuarie, au scăzut un pic când a început izolarea, dar a sporit din nou și cazarea crește foarte tare în ce privește turismul domestic. Când vine vorba despre vizitatorii străini, internaționali, cea mai mare creștere este pe pagina de atracție. Pe aceasta, restaurantele, dar chiar și pagina cu
cazarea este peste 20 de ani de la an la an. Deci în ce privește ce interesează pe ei, nu suntem surprinși. Ce interesează pe oameni în Moldova este turismul culinar și vinicol. Evident că oferta de vinuri, turismul de vin, oamenii vor veni pentru o experiență viniculă. Deci cele mai puțin populare locuri sunt locuri cum ar fi barurile și muzeele, parcurile de distracții. Muzeurile vor crește, dar oricum apetitul pentru baruri, cluburi, viața de noapte, parcurile de amuzament au scăzut foarte tare și nu cred că vor crește în următoarea perioadă. Acum un mesaj similar pentru domestic. Este vorba despre natură, cultură și recreare. Deci, rezum, acum ca să dau lui Ibrahim, este evident că dacă ne uităm la Moldova ca țară, care chiar și fără tot lucrul pe care am vorbit eu, totul ce ține de acest seminar și implicarea USAID-ului, Moldova deja este în creștere semnificativă în ce privește interesul domestic și internațional de pe TripAdvisor. Moldova, adică, deci nu depășiți pe vecini, dar voi le luați o cotă parte de la concurenți și de la vecini. Oamenii, în mare parte, sunt interesați în experiențe și experiența poate fi un tur vinicol sau o atracție anumită. Dar aceasta vă deosebește. TripAdvisor-ul știe auditoriul vostru. Indiferent de cine vine la voi, ei sunt pe TripAdvisor, așa cum am spus la început. Noi trebuie să ne asigurăm că toți lucrăm împreună, ceea ce este foarte important. Haideți să lucrăm împreună și să ne asigurăm că putem să facem următorii 1, 2, 3 ani. Deci ca oamenii să vorbească despre Moldova. Deci Moldova este o bijuterie ascunsă ca oamenii să o viziteze în cifre mari. Acum o să opresc sharing-ul de ecran și o să dau cuvântul lui Ibrahim din nou. Oh, you're there, Ibrahim. Sorry. Thank you. Da, Ibrahim. Ibrahim, vă rog. Da, poate este pe închis microfonul. Ar fi bine să-l porniți. Da, eu am închis microfonul și după aia am uitat să-l pornesc într-adevăr. Mulțumesc foarte mult pentru datele statistice și pentru cercetările pe care le-ai făcut. Aș vrea să invit auditorul să se gândească la ceea ce ați spus, în special datele, dacă sunt întrebări. O să le punem lui Justin mai târziu. Eu zic că deseori sunt întrebări la care se dă răspuns de ceilalți vorbitori. De aceea lăsăm întrebările spre sfârșit. Deci îi dau cuvânt lui Adam să ne spună în plan global ce se întâmplă și care este economia turismului în plan global. Poate ai tu un glob de cristal magic care să ne spună cum arată viitorul. Eu știu că acum este cam riscant să dai prognoze, dar în baza informației pe care o avem, ce puteți să ne spuneți acum în baza modelelor și așa mai departe? Cum aceste informații pot fi folosite pentru diverse politici și așa mai departe? Ede, ai cuvântul. Este o perioadă dificilă ca să faci prognoze, dar ca companie Tourism Economics și Oxford Economics, compania mamă, noi am studiat timp de decenii lucrurile de pe piață, dar trebuie să ne asigurăm că o perioadă din cele mai mari provocări, să înțelegi și încotro merg lucrurile, dar cel mai important este să poți să folosești asta în raport cu ce ar trebui să fie făcut de Moldova în acest context, cum să se poziționeze. Eu aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră niște gânduri în acest sens și vreau să prezint ecranul mai mare cu prezentarea și cred că putem merge înainte.
Deci voi împărtăși câteva gânduri despre economia globală. Este important să realizăm că economia globală nu este neapărat ceea ce credem noi despre asta imediat, pentru că sunt mai mulți factori, cum ar fi călătorii, dar va fi economia globală care va fi acea forță motrice principală atunci când ajungem în a doua jumătate a anului 2021. Ca și context, ce s-a întâmplat în primul și în al doilea trimestru anului 2020 nu are nicio comparație istorică. Analizăm o descreștere cu 9% în ultimul trimestru. Da, anterior au fost o descreștere mult mai mare dacă comparăm, de exemplu, cu criza financiară în 2008-2009. Acea creștere pe care o așteptăm în al treilea și al patrulea trimestru pentru PIB-ul global, ceea ce ați văzut până acum în criza financiară. Acum este mult mai grav. Sperăm că dincolo va fi mai bine. Dacă ne uităm la a doua jumătate a anului 2020 și anul 2021, Oxford Economics așteaptă ca PIB-ul global să accelereze și aici vedeți cu cât mai mic este PIB-ul comparativ cu prognoza pentru ianuarie. Este o situație foarte diferită și este diferită din două considerente principale. Unul este că după ce am trecut de perioada de recuperare, practic vom fi cam la începutul anului 2021, bine, în prima jumătate a anului 2021, noi sperăm că tendința va fi că oricum în creștere, dar PIB-ul nu va fi la nivelul de dinaintea crizei. Asta este primul lucru. Nu va recupera, nu se va recupera la ceea ce a fost imediat. Și al doilea lucru este că sunt foarte multe riscuri asociate cu situația economică și aici zona asta cu SUR este evidențiată, asta este zona riscului. Evident că este riscul descreșterii, al doilea val de virus, iarăși carantine și așa mai departe. Posibilitatea întâmplării acestei crize iarăși este de aproximativ 40%, dar pe de altă parte este că avem speranță legată de avansarea în plan medical care va ajuta economia globală să se recupereze mai repede și către anul 2023 va fi la nivelul de dinaintea crizei. O situație de a face față incertitudinii realității este de a prezenta scenarii și de a arăta lumii. În ceea ce ține de locuri de muncă, ratele șomajului au crescut în toată lumea. Albastru este primul trimestru, trimestru 2 este prognoză, trimestru 3 pentru cele mai mari economii. Și vedeți, în a doilea trimestru deja e o creștere. Dacă luăm eurozona, este 7% șomaj și al treilea trimestru va fi aproximativ 9%. Un alt motiv că nu este chiar atât de grav este din cauza sprijinului oferit de guvern pentru acele locuri de muncă. Noi așteptăm ca rata șomajului să crească în toată lumea, în special în eurozonă, în al treilea trimestru anului. Dar din cauza că guvernul oferă sprijin, aceste daune sunt mai, să zic așa, mai limitate. Când va începe economia globală să-și revină, să crească, vânzările cu amănuntul și consumul și cheltuielile consumatorilor, Europa, SUA, Japonia, noi observăm că încrederea consumatorului arată un pic mai bine. Deci a scăzut în jos și apoi a început să crească. Și vânzările cu amănuntul de asemenea au scăzut brusc și au început să crească în zona euro, eurozona, doar ca să ne axăm un pic pe asta. Avem aceeași cam dinamică, vânzările cu amănuntul au scăzut brusc primăvara anului 2020 și apoi
puterea de achiziție, de exemplu, cum companiile achiziționează aceste servicii ca factor de operare, pentru eurozonă și pentru principalele țări, clienții au început să se comporte normal, revin și cumpără servicii, deci produse, aproape la același nivel ca și la sfârșitul anului 2019, cam același nivel. Și unul din motive de ce trebuie să fim conservativi în ceea ce ține de revenire, redresare situației economice, este că fiecare devine foarte precaut în ceea ce ține cheltuieli. Dacă ne uităm la gospodării casnice sau corporații, ei fac economii, mai mari economii, pentru că rata economiilor au crescut de la 1% la 6%, adică companiile își păstrează banii pentru că ei nu știu ce se va întâmpla în viitor și gospodăriile casnice fac același lucru. Deciziile de călătorie depind foarte mult de situația asta și și aceste economii vor limita rata de recuperare economică anul viitor. Asta înseamnă că, de fapt, turism economic atrage călători din 85 de țări, din foarte multe orașe, care să păstrăm baze de date pe care să le oferim clienților noștri direct. Și în acele baze de date sunt prognoze pe 10 ani, în plan global, pentru regiunile principale și de asemenea, sunt niște prognoze pe o perioadă mai scurtă pentru Moldova. Și vreau să vă prezint niște date despre asta. Ce credem că, care credem că va fi cel mai probabil rezultat pe domeniul de călătorii? Acestea sunt niște ipoteze de bază sau prognoze. Coronavirusul va rămâne un factor determinant pe parcursul anului acesta și primul trimestru, poate chiar al doilea trimestru anului viitor. Și dacă va fi un progres în tratamente, dar și o vaccină, care sperăm că va fi disponibilă la începutul anului 2021, va fi distribuită și să fie accesibilă populației generale, dar odată ce trecem de anul 2021, în al doilea an, a doua jumătate de an, anul 2021, deja călătoriile vor deveni mai mult ca normale și a doua secțiune este răspunsul de politici. A fost, cum Ibrahim a menționat, a fost relaxare a măsurilor de carantină și măsurilor de restricții, dar cu siguranță călătoriile în regiune observăm deja recuperare și aceasta vă duce la recuperare în plan internațional. Și acestea sunt piețele pe care noi ne axăm și nu sunt absolut de acord că și putem să adăugăm că pe parcursul următoarelor 9 luni, piețele care vor fi cele mai fertile, așa să zic, sau cele care se vor recupera cel mai rapid, vor fi piețele regionale în Europa Centrală și de Est și un pic de Europa de Vest. Și economia. Economia globală este în recesiune, cum am menționat, cu o scădere de 5% a PIB-ului în acest an. Dar își va reveni rapid datorită sprijinului guvernului sau stimulentelor din partea guvernului și oricum tendințele economice vor rămâne sub nivelul de dinainte crizei. Modelul curent prezice că călătoriile internaționale globale vor descrește cu 57%, vor fi mai puține sosiri internaționale cu 847 de milioane. Și practic vor fi, deci aceste sosiri nu vor depăși nivelul anului 2019 decât după anul 2024 și noi credem că acest lucru este inevitabil cu toate acestea și călătoriile interne se vor recupera mai repede, dar totuși nu știm care va fi totuși prognoza mai exactă și asta este din cauza pandemiei.
doar către anul 2024 se vor recupera definitiv. Și cum ziceam, călătorile interne vor reveni către anul 2021 la același nivel ca înainte de 2019. Și aici este un grafic a prognozei noastre globale, așa cum am făcut-o noi în februarie, și prognoza de acum, iarăși acea zonă sur reprezintă zona de incertitudine și credem că acesta va fi cea mai esențială anul viitor. Și vedeți linia întreruptă și scăderea, deci a fost o scădere înainte de 2021, apoi va fi o creștere din 2021. O chestie cheie aici este că este diferit în economie, că călătoriile noastre vor fi foarte apropiate de prognozele noastre către anul 2025, pe care le-am făcut înainte de criză. Deci vedeți că către anul 2025 va fi o recuperare destul de solidă. Dacă sunteți în industria turismului, nu aveți unde să vă ascundeți, indiferent de zona pe care o analizăm. Deci va fi o descreștere semnificativă în călătoriile internaționale. America de Nord, SUA sau practic 70% descreștere călătorii. Europa cam 50% mai puțin. Și în a doua jumătate a acestui an deja lucrurile se vor îmbunătăți. Cum ziceam, călătoriile interne în țară se recuperează mai rapid, cum ziceam, și iarăși facem referire la datele TripAdvisor, putem să vedem că seturile noastre de date arată că atunci când analizăm aceste linii, și o descreștere la turismul intern, avem recuperare completă către anul 2024, iar internaționalul se recuperează cam în anul 2024, până ca să ajungă situația de dinainte de crize. Haideți un pic să ne axăm pe Moldova. Asta este prognoza noastră curentă pentru Moldova. Eu aș zice totuși că oricum poate să se recupereze către anul 2023 și iarăși. În anul 2023 noi vedem că Republica Moldova revine la aceeași linie de plutire ca dinainte de criză și 2022 va fi doar 12% comparativ, în minus comparativ cu anul 2019, ceea ce este destul de bine. Arată ca și business as usual, cum se zice, în anul 2022 deja. Este foarte aproape cu situația din regiune, aici practic nu sunt diferențe care se recuperează pe deplin către anul 2023 și atunci când analizăm de unde vin toate astea în Moldova, puteți vedea acești vizitatori de la distanțe mari și ele descresc, au descrescut cel mai tare și revin cel mai lent. De la distanțe mici, piețe din proximitatea Moldovei, acele piețe cu certitudine, nu doar că sunt mai stabile, dar se recuperează mult mai rapid. Vedeți când comparăm Moldova, România și Ucraina pentru iarăși destinațiile, este o creștere solidă în 2021, cel puțin așa este. Așa se așteaptă. Și pe de altă parte, situația, cum arată situația după pandemie, este destul de bună, perspectivele sunt destul de bune, ceea ce se întâmplă în demografie, venituri, cum după prognoze va sprijini recuperarea turismului în anul 2021 și 2022. O interesantă modalitate de analiză este expunerea, de unde vin
de unde vin vizitatorii. Cei de la distanță mică, medie și lung și mare distanță. Deci cei la distanțe mari sunt pe alte continente, Asia, de exemplu, mediu Europa și distanță scurtă vecinii, practic. Și din România 27% și Ucraina, practic în Ucraina majoritatea vin din Rusia călători. Dar comparăm, da, în Moldova, dacă ne uităm la Republica Moldova, 67 sunt cei care vin din vecinătate și Moldova pare a fi mult mai reziliente, pentru că majoritatea vizitatorilor sunt din vecinătate, respectiv ei ar putea să revină mai repede în țară mai des și respectiv piața se recuperează mai repede. Piața internă este foarte importantă în Moldova și din cauza recuperării acestei piețe, Moldova va deveni o experiență bună de recuperare în următoarele 18 luni. În Moldova, majoritatea nopților petrecute în țară, 79% și 21% internaționale. România, 82% intern, 18% internaționale și în Ucraina, 86%. Dar a fost și o descreștere în nopți petrecute de locuitorii țării în turismul intern. Ziceam o scădere cu 35%, dar pe plan internațional e 50%, adică Moldova nu a scăzut chiar atât de mult și recuperarea va fi mult mai rapidă. Aceasta este o oportunitate semnificativă alături de acei călători din exterior, dar de pe distanțe mai scurte. Asta este un indice pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Ceea ce am făcut noi aici, am făcut un indice al rezilienței călătorilor de pe distanțe scurte și am măsurat ce cotă a vizitatorilor vin de pe piețe învecinate. Și aici indicele de pe țări arată care țări sunt în poziție mai bună de a se recupera din cauza unei expuneri mai mari la piețe pe distanță scurtă sau piețe învecinate. Și am pus-o pe Moldova aici, lângă cele mai importante destinații din lume. Și vedeți că Moldova este practic printre destinațiile care se vor recupera destul de rapid, pentru că majoritatea călătorilor vin din regiune. Și asta este o bună poziție. Este o poziție mult mai bună decât, de exemplu, Thailanda sau Australia, unde majoritatea călătorilor sunt cei care călătoresc de pe piețe pe la distanță mare. Și ultimul slide pe care vreau să-l împărtășesc e vorba despre potențialul, indicele potențialului de călătorie. Sunt trei componente a acestui indice. E potențialul călătoriilor interne, călătoriile din zonele vecinate și a treia componentă este importanța a turismului intern. Și acel potențial domestic intern este foarte important pentru turism, la fel ca și mărimea populației. Și ce vedem astăzi este că Moldova are cel mai înalt scor din toate aceste destinații majore. Și are scorul ăsta mare din două considerente, pentru că este expus la piețele apropiate. Și a doua este din cauza călătoriilor în afara țării a cetățenilor moldoveni, care pot fi susținute, dezvoltate și transformate în călătorii interne, călătorii în țară. Și respectiv acest indice ar putea, anume această situație ar putea să susțină turismul în perspectivă medie și îndelungată și ar fi mult mai valoroasă recuperându-se către anul 2022. Vă mulțumesc pentru atenție și transmit cuvântul lui Ibrahim. Acum am spus, nu puteți planifica fără date, fără statistice. Eu aș vrea să zic că Justin ne-a spus și cercetarea lui Adam indică
zic că DMGMI este o companie globală și una din domeniile este cercetarea turismului și cooperarea în acest domeniu. Cu cele mai bune cercetări în acest domeniu, el vine înarmat cu înțelegeri din urma cercetărilor, a rețelelor globale, a turoperatorilor și oficiilor reprezentanțelor, cu cele mai bune cunoștințe despre țările care se prezintă și cum ele se prezintă lumii. Și îl las să vorbească el despre cum Moldova poate să se prezinte într-un fel încât nu doar să revină piața, să-și revină piața în baza modelilor de cercetare, despre cum am vorbit, cum piața poate să-și revină din perspectiva cifrelor și ceea ce am vorbit. Nu este doar că să readucem cifrele, dar cum să dezvoltăm piața, cum să fie îmbunătățite cheltuielile, ca recuperarea să fie mai rapidă din perspectiva nu doar din perspectiva susținerilor, dar și din perspectiva veniturilor. Și ofer cuvânt lui El care să ne spune cum Moldova poate să-și valorifice potențialul. Bine. Mersi frumos pentru această oportunitate. Ibrahim, eu voi face sharing la ecran. De asemenea, ca toți să vadă. Se vede? Fantastic, foarte bine. Bun, mulțumesc frumos pentru introducere, apreciez foarte mult, avem foarte multe slide-uri să facem și sper să nu vorbesc rapid ca o persoană de marketing din America. Voi intra în pâine, cum s-ar spune. În primul rând vreau să mulțumesc, sper că aș fi vrut eu să fac acest lucru în persoană, dar sper că mai târziu aș face acest lucru în persoană. Am o mică problemă cu mutatul slide-urilor. Haideți să spun ce nu va face această prezentare. Din păcate, nu o să vă dăm fiecare răspuns pe care voi îl vreți din punct de vedere de marketing. Eu o să promit că nu vă voi vinde nimic și, din păcate, nu o să vă transform în guru în marketing și îmi pare rău, dar nu pot să vă spun când se va termina COVID-19. Sperăm că toți să știm. Ceea ce voi prezenta anumite aspecte pe termen lung și scurt. O să vă ofer niște exemple de branding și sper că până la sfârșitul acestei prezentări o să vă pun la încercare creativitatea voastră, brandingul pentru voi, brandingul pentru compania voastră. Deci, așa cum a spus Ibrahim, eu sunt partener la MMC Global și noi sunt o companie care este dedicată 100% la călătorii și turism. În fiecare dimineață avem oameni care inspire pe oameni să meargă în toată lumea. Clienții noștri sunt mulți de la oficii de turism, operatori de turism, companii aeriene, grupuri de hotele, deci noi luăm expertiza aceasta și o aplicăm tuturor clienților. Noi de asemenea avem birouri, oficii în America și de asemenea în Asia Mijlocie și în Europa și avem mai multe companii în funcție de necesitățile clienților noștri. De asemenea, eu sunt președintele la Travel Consul, este un grup unic compus din 18 companii de marketing de turism din toată lumea. Deci noi aducem o perspectivă unică în ce privește expertiza globală la nivel internațional. Deci, în mod colectiv, avem peste 500 de clienți, 55 de oficii în toată lumea, cu peste 850 de experți în marketing și foarte mult în această experiență este în această prezentare, în special cu faptul că mulți clienții noștri, oficii de turism, sunt clienții noștri. Haideți să vorbim despre brandingul destinației. Deci, realitatea este că, așa cum a spus Adam și Ibrahim, lucrurile se schimbă. Eu divizez în două prezentări, una pe termen scurt, alta pe termen lung. Cea pe termen scurt sunt idei rapide despre ce putem să facem noi pe parcursul acestor timpuri deloc ușoare de COVID-19 și cum impactează ele lumea. Evident că vrem să știm ce
vedeți ce va fi în viitor. Deci eu voi spune un lucru. Am vrea să nu mai vorbim despre cuvântul restabilire. Deci odată ce este important ca să ne gândim nu la ce a fost, dar ce ar fi, cum creăm ceva diferit. Deci Charles Darwin era faimos pentru teoria evoluției și mulți oameni gândeau că e vorba despre supraviețuire, dar era foarte diferit. Soluția la evoluție a fost să se adapteze la schimbare. Acei care se vor adapta, acei vor supraviețui și prospera. Deci eu vă provoc pe toți să vă gândiți așa, cum îmi schimb businessul meu pe viitor, nu cum să vin înapoi la ce am avut. Nu se va întâmpla, nu va mai fi așa. Când e vorba despre turism și călătorii, toți vor să știe. Realitatea este că țările sunt închise și guvernele au impus aceste stări. De ce se va întâmpla după aceasta? În primul rând, va reveni călătoriile. Oamenii vor trebui să se obișnuiască să meargă pe avioane și să călătorească. După ce revin înapoi în călătorii, atunci vom vedea și turismul. Aceasta va fi al doilea pas. Deci, odată ce este important să vedem călătorile care se restabilească și turismul va reveni după aceasta. De asemenea, este important să nu uităm că câți oameni vor începe să zboară spre destinații. Deci, pentru ca avioanele să zboare, oamenii trebuie să zboară și încolo și înapoi. Deci, nu poți doar să-i aduci fără să-i duci înapoi. Deci, este important să avem oaspeți, dar este important să mergem și noi, ca să fie economic viabil pentru companiile aeriene. Deci ce trebuie să facă destinațiile și ce trebuie să facă destinațiile și hotelele și alte business-uri? În primul rând, este important să avem o vizualizare. Este important să avem optica care, ca consumator, se simte mai confortabil. Sunt foarte multe standarde internaționale de siguranță. Deci și puteți să le luați pe cele de WTTC sau cele de la alte organizații internaționale. Să vedem ce este cel mai bun pentru piața voastră. Deci să vedeți ce vrea auditorul dumneavoastră. Noi știm că este optica și acest lucru este istoric. De fiecare dată că este o problemă, noi de obicei ne bazăm pe ceva vizual. Deci în trecut noi vroiam siguranță, deci ne uitam la scaunele pe toaletă. Deci acea bucată de hârtie pe care așezăm, care ne oferă confort. După 11 septembrie avem nevoie de detectoare de metale ca să mă asigur că este siguranță. Acum termometria. Deci ca operator trebuie să vedem ce pot să ofer ca oamenii să se simte siguri. De asemenea, vorbim despre prețuri și ceea ce am văzut noi din punct de vedere istoric este că oamenii vor să dea reduceri. De exemplu, ești în hotel și aveai $200 pe noapte. Deci instinctul tău este, hai să reduc la $69 pe noapte. Și este posibil că asta e cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, pentru că va dura o veșnicie să reduci prețurile înapoi. Dar noi trebuie să îi oferim, adică să extindem termenul de ședere, dar 5 nopți pentru prețul a doua. Deci aceasta este extrem. Dar realitatea este că dacă faci $69 mulțit la 5, este $345. 5 nopți mulțit la 200 îți oferă mai mulți bani și este mai bine pentru destinație. Deci de asemenea spunem că adăugați anumite activități, pentru că activitățile acum și hotelele sunt independente unele de altele. Fără activități, hotelul, șederea în hotel va fi mai scurtă și mai scurtă, deci o cameră nu este suficientă mai mult. Hotelul trebuie să vadă ce poate să oferă. Da? Cooperați cu concurenții, suntem toți în aceeași barcă acum. Uitați-vă la festival, la festivale, la vinerie, la muzee, cu cine poți să faci parteneriat pentru a adăuga valoare. Aceasta este noua definiție a comunității. Deci dacă este vorba despre operator, sper că oferă hotelul. Hotelul se cuplează cu operatorul. Deci asta este noua economie împărtășită pe viitor și este cea mai bună cale de a merge mai departe. Mai departe, este important să fii flexibil. Deci vedeți că sporește rezervarea în hotele, sporește rezervarea la avioane, pentru că acum poți să anulezi, poți să schimbi, poți să ajustezi. Unii din operatorii din SUA, dacă spun că dacă anulezi anul acesta și rezervezi pentru anul viitor, o să-ți dăm 10% bonus, o să-ți dăm $500
în plus. Deci venim cu o idee creative și fii flexibil în ceea ce privește ce puteți să oferiți, pentru că acestea sunt timpuri de locușoare. Și evident că cum trebuie să vorbesc cu clienții mei, ce le spun, ce le spun acum. E cel mai important, nu uitați, clienții voștri, costă de 6 ori mai mulți bani să obții clienți noi decât să-i ții pe cei existenți. Costă de 6 ori mai mulți bani să obții un client nou decât să-l păstrezi pe cel nou vechi. Deci uitați-vă înapoi la clienții voștri, la cei care au fost la voi. Ei vor reveni înapoi primii pentru că au un nivel de confort. Deci ei vor reveni la locurile pe care le știu, despre care oamenii le-au spus. Cel mai important este să rămâneți în contact, la legătură. Deci nu trebuie să faceți campanii, dar trebuie să comunici cu ei. Și asta este la nivel de B2B și B2C. Deci, părăsați contactul cu ei. Cel mai ușor lucru este să rămâi pe rețelele sociale. De ce rețelele sociale funcționează? Pentru că rămâi și socializezi. Deci, sunt 3 modalități simple de a face acest lucru. Este important să folosiți rețelele sociale. Deci, acolo este cel mai eficient din punct de vedere a costurilor și îți permite să spui istoriile și să povestești omului. Și asta este important. Nu vinde. Spune, povestește, povestea, dă-le povestea despre Moldova, ce se întâmplă în Moldova, ce faci, deci ce creezi, deci care sunt istoria la nivel personal, ce faci acum, în acest moment, și aceasta te va conecta și rețeaua socială o să-ți permită acest lucru. Folosește baza ta de date. Deci, noi am stat în hotele de multe ori, am scris informația noastră, vă dăm adresa de e-mail, vă dăm totul și nu vă auzim de la voi. Noi am vrea. Avem o vacanță în țara voastră, am vrea să auzim de la voi. Dar este important să folosiți baza de date. Deci, întrebarea mare, când se vor reîntoarce călătorii? Adam a spus câteva lucruri, Jason a spus câteva lucruri. Nu se știe. Noi credem că după ce vor fi ridicate restricțiile, vom vedea mișcare. 2020, nu vreau să spun că este eliminat, încă mai avem câteva luni, dar în ce privește venitul, va fi mai greu, în special pe baza, în ce privește internaționalul. 21, își va ridica capul și 2022 ar trebui să fie un an mai bun. Și sunt trimite la diferența dintre internațional și domestic. Un lucru pe care trebuie să-l țineți minte. Companiile aeriene, sub 20 de scaune din acestora nu sunt business, dar 70% din venituri, când vine vorba despre călătorii internaționale, ar putea fi doar 20% din vizitatori, însă ei reprezintă 40-50% din venituri. Deci, oricum, este o piață importantă. Unul din președinții noștri, Abraham Lincoln, era un președinte bunte. El a spus așa, cel mai bun mod de a prezice viitorul este să-l creăm. Haideți să mergem acum spre niște branding de destinații. Și ceea ce vrem să spun este, nu uitați, acesta nu este vorba despre destinație, dar și pentru hotele, și pentru operatori de turism, și pentru voi de asemenea. Deci, ce face destinația voastră unică? Aceasta este întrebarea mare. Și provocarea este că destinațiile nu sunt la fel, trebuie să admit. De ce ele par la fel? Deci, iată, vă arăt aici, de câte ori ați văzut așa publicitate, de parcă au devenit mai romantici în vacanțe decât vreodată am fost acasă. Și nu pot să fac deosebire. Unde sunt aceste destinații? Ele toate par să meargă prin aceleași idei, dar vedeți că oamenii vorbesc despre experiențe, mai mult despre experiență decât despre lucruri. Deci aceasta este cea mai preferată a mea. Oamenii când merg la plajă, trebuie să pună mâna pe apă. Nu știu cum, de ce, oamenii trebuie să meargă să pună mâna pe apă. Poate fi ziua, poate fi seara, poate fi doar ca să înțeleagă dacă apa încă mai există acolo. Deci este important să ne gândim cine suntem noi. Deci acum, foarte multe destinații se etichetează rapid. Cine suntem noi? Noi suntem cei mai prietenoși. Avem cei mai prietenoși oameni. Deci acum s-a schimbat. Noi suntem cei mai diversi. Noi avem cel mai bun shopping.
oamenii spun că noi avem buticuri locale, avem cele bune restaurante, tuturor ne place mâncarea noastră, acum avem, deci e vorba despre experiențe care au primit premii. Deci gândiți-vă la ce vă face unic, nu calitatea, dar ce vă face diferit. Și acum avem foarte multe berării craft și totul pentru fiecare. Deci este important ca să dai ceva pentru individual, să te individualizezi. Nu trebuie să dai la toți totul. Deci atunci oamenii înceapă, deci ei împărtășesc experiențe și aceasta pare bine, frumos. Deci e vorba despre experiența de neuitat, deci este important să vedem ce vă face pe voi diferiți. Și cuvântul acesta pe care toți vor să-l folosească, autentic. Deci cum să fii autentic? Deci ca să înveți cum să fii autentic, atunci ai o problemă mare. Deci este important să nu fii autentic, dar să fii cine ești tu. Deci o să vă dau cea mai bună destinație în lume, cea mai autentică după mine. Și aceasta este Disneyland. Poate veți râde, Disneyland, autentic, da, este, pentru că ceea ce promit ei este exact ceea ce oferă. Ei spun că este un câmp, este un teren al fanteziei, deci această experiență este oferită. Deci eu vă spun că aceasta este autentic, ceea ce promiți și ceea ce oferi să fie adevărat. Asta înseamnă să fie autentic. Deci trebuie să poți să definești destinația. Și este vorba despre fapte și simțuri. Trebuie să găsești echilibrul dintre cele două. Ceea ce e important aici ca statistică este că aceasta este SUA, da? 6 din 4 persoane sunt de acord că destinația pe care o vizitează spune mult despre cine sunt ei. Adică destinațiile nu sunt locuri, ele sunt personalități. Și vreau să nu uitați pe acest lucru. Personalitatea aceasta, care este personalitatea destinației voastre? Deci, acum, în toată lumea, oamenii încearcă să pună cuvinte în acest lucru și acesta este un grafic foarte important. Deci, eu am scos câteva ca să vă uitați peste ele. Algeria, turismul pentru toți. Nu funcționează, pentru că nu înseamnă nimic. Germania, pur și simplu, te inspiră. Turcia, fii oaspetele nostru, este așa mai mult pe ospitalitate. Cea mai favorita a mea, Mongolia, devii nomad. Este foarte clar cine sunt ei și ce fel de experiență vei primi. Și este una interesată. Vorbește despre tine și ce experiență vei avea acolo cu ei. Este foarte clar. Vei deveni nomad. Și cea mai favorita a mea, Slovacia. Călătorești în Slovacia. Idee minunată. Deci nu este foarte clar, dar foarte simplă. Deci cine face acest lucru bine? O să ne uităm la câteva țări care chiar au făcut un lucru foarte bun în ce privește brandingul acestora. Deci este cu câțiva ani în urmă, după sfârșitul apartheidului, Africa de Sud, sper că va funcționa video astăzi. Este posibil ca miracolele. Oare într-adevăr există un asemenea loc? Este posibil. După cum vedeți, este vorba despre destinație de punct de vedere a vizitatorului, dar partea emoțională a ceea ce face Africa de Sud unică și arată modul în care fac tranziția, adică ceea ce se credea că este imposibil, devine posibil. Deci un branding din Tokyo, vechiul se întâlnește cu noul.
And it's interesting that they este interesant că vorbesc despre vechi și nou, dar vorbește despre clasic și contemporar și arată respectul pentru ceea ce este vechi și cum ceea ce a fost vechi și tradițional a fost transformat într-un mod nou. Foarte important, foarte interesant. Și cea mai interesantă aici sunt insulele Feroe și arată personalitatea acestora, personalitatea destinației și cum țin de ea. Deci ei au creat, deci ce au făcut ei? Ei au pus videocamere pe oi, pentru că nu puteau să vină Google Street. Au pus camera pe oi. Deci vedeți că vine Google. Atât. Bună ziua, mulțumesc frumos. Până în recent, Feroe nu a avut Street View, dar acum au pus camere cu 360 de grade pe oi pentru a crea Google Street View. Dar am avut o problemă. Oaia mea nu mergea pe drumuri, dar mergea așa, pe unii trăsneaie prin cap. Așa că așa a ieșit. Deci am avut un vehicul foarte bun pentru a face un street view împreună. Deci ei ne-au furnizat camere, un Google Tracker și instruire. Deci ne-a plăcut foarte mult acest lucru. Ne vrem să continuăm, nu cu street view, dar cu ship view, adică cu camerele de pe voi. Și acum am pus și pe cai și pe caiac și pe bicicletă. Și chiar și asta cu roaba. Deci puteți să veniți în insulele Feroe și să ne ajutați să facem Google Ship View, Street View, nu, Ship View, nu Google, dar camerele pe oaie. Foarte creativ, foarte creativ și foarte important pentru brandul lor. Deci întrebarea este, care este propunerea voastră unică de marketing? Definiți brandul vostru. Care este cel mai bun lucru, exercițiu pe care poți să o faci? Este foarte simplu într-un anumit mod. Când faci analiza, partea grea este să înțelegi care este personalitatea ta. Poți ai personalitatea ta și diferite părți a acestuia. Deci, iată un exemplu. Dacă ești un ceas, ce ceas ai vrea să fii? Care este brandul? Deci, nu e suficient să fii un ceas de lux. E diferența mare între Versace și ce acolo mai este? Lumier. Deci sunt foarte multe alte oportunități. Dacă ai fi o mașină, ce mașină vrei să fii? Care este vehiculul oficial a destinației tale, a regiunii tale, a companiei tale? Dacă totul ce faci este în conformitate cu acea mașină, este important să definești personalitatea ta. În cele de urmă, dacă ai fi o celebritate, dacă Moldova avea oportunitatea de a avea o celebritate globală ca acea persoană care să vă reprezinte ca portavoce. Deci uitați-vă la părțile interesate. Cine sunt oamenii care oferă produsul? Adică nu cine suntem noi, dar vrem să ne asigurăm că livrarea, furnizarea serviciilor este conformă promisiunii. Și înainte de a face acest lucru, trebuie să definești cine este audiența ta. Și iată, sunt oamenii care îi vrem noi. Cea mai important lucru este să vedem dacă putem să găsim acest auditoriu țintă. Este ușor definibil, adică poate fi definit ușor și să vedem dacă vor acționa așa cum vrem noi să reacționeze, în special când e vorba despre o piață atât de concurențială. Și cel ce este important este să-i înțelegi limba lor. Deci noi spunem că este important să ne exprimăm în limba lor. Este foarte important să ne exprimăm așa ca să fim auziți. Și acestea sunt cuvintele importante. Am vorbit despre propunerea unică de marketing. Deci, asta e primul pas. Al doilea pas, în special acum, este important. Foarte multe lucruri pot să spună. De ce aici? Pot să răspunzi întrebarea. Dacă este arhitectură. Deci, este faună. Deci dacă este istorie, iată aici, frumusețea naturală, de ce aici? Aceea este primul pas pe care trebuie să definești. De ce aici? Acum mai mult decât vreodată. De ce aici? De ce aici și de ce acum? De ce să vin acum la această destinație? Acum, mai important decât oricând. De ce să vin acum, dar nu în 2021? Propunerea unică de marketing
acum avem nevoie ca ea să fie în timp util. Trebuie să vin la destinația ta, trebuie să o fac urgent, trebuie să vin acum. Deci nu uitați, este o piață foarte concurențială în afară, trebuie să spui de ce venim la această destinație și de ce acum. Și cel mai important lucru este fii tu însuți, fiți voi înșiși. Deci restul este luat. Fii tu însuți. Mersi foarte frumos. El, mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru foarte informativ, foarte interesant. Vreau să invit audiența, dacă aveți întrebări, mai avem vreo 10 minute între acum și sfârșitul acestui webinar. Vreau să-l întreb pe Adam. Adam, ați văzut o țară care în mod reușit au accelerat creșterea lor sau reîntoarcerea sau restabilirea? Am putea să învățăm de la ei? Da, noi vedem ce este interesant. Vă spun o chestie, destinația. China a început să se restabilească destul de repede. Și evident că este interesant, pentru că de acolo a originat coronavirus, adică de acolo a început. Și ne dă anumite speranță. Odată ce vom suprima virusul, fie prin diminuare sau printr-o vaccină, printr-un vaccin, atunci călătorii vor reveni. De asemenea, vedem diferite destinații în Europa care creează acele coridoare de călătorie acele bule de călătorie și călătorile domestice, de asemenea, restartează. Unul din motivele pentru care industria de turism din SUA nu duce bine, dar supraviețuiește, este pentru că persoanele din SUA merg domestic. Deci, și nu zboară, dar merg cu mașina și nu merg în orașe, merg la plaje și la munți. Dar acele destinații care oferă distanțare socială sunt acelea care o duc bine. Deci avem peste 200 de destinații, clienți în 200 de destinații din lume și eu pot să vă spun că acei care au expunere mai mare la piețele domestice și acei care au experiență de merge în aer liber, o duc destul de bine. Acele care sunt expuse la piețele internaționale, foarte tare, cum ar fi centrele de convenții, și sunt urbane, sunt acei care o duc foarte, foarte prost. Și poți să pui orice destinație pe acest clasament și eu să vă spun cum o duc ei acum, în baza expunerii la domestic versus internațional, grup, convenții versus aventură. Da, foarte interesant. Mersi, Adam. Justin, dat fiind timpul care durează ca piața să se restabilească, e prea devreme să facem publicitate pentru destinație. Nu este prea devreme. Nu e prea devreme să facem publicitate. De ce spun acest lucru? Nu mai surprins cu răspunsul tău. Dar de asemenea te întreb, ar trebui să folosim noi imaginea de sanitație și curățenie și igienă și masca de față? Da, este interesant acest lucru. Și curios, eu aș spune că nu este prea devreme, pentru că destinația cum ar fi Moldova, nu vorbim despre victorii rapide, acei care spune, băi, mă gândesc la Moldova săptămâna viitoare. Nu, noi vorbim despre oamenii care ar putea să planifice pentru vara următoare. Deci ar putea fi mulți oameni acum care se vor pregăti să cerceteze mai mult, să analizeze mai mult. Ei vor călătorii rapid, dar cred că ar putea să meargă mai rapid în acele locuri care, cum ar fi, deci uitați-vă, între Marea Britanie și Spania s-a deschis coridorul Avia, da? Și britanicii au mers în Spania, de parcă era 2019, cu o țară cum este Moldova, trebuie să cheltuie mai mult timp și efort, deci ademenind clientul și deci TripAdvisor este bun.
dar TripAdvisor este pentru că noi putem să comparăm review-urile oamenilor care au fost în Moldova și review-urilor oamenilor care au fost în Italia, care au fost în Grecia, în turismul vinicol. Și pot să spun că oamenii au dat un review mai mare și experiențe culturale din Moldova. Deci acum, deci oamenii care au mască pe față, da? Deci nu a mai fost nimic ca COVID niciodată în viața noastră. Deci este o revelație. Deci nu a mai fost niciodată nimic ca COVID. Toate regulile sunt aruncate la gunoi. Deci, dar dacă ar fi fost un atac terorist sau o risc de securitate, noi recomandăm nu mergeți acolo, adică, adică noi spunem că nu avem terorism, pentru că oamenii vă spune, băi, dar ce cu chestia asta? Deci nu a fost, nu ați avut terorism până acum? Deci mereu este, adică, deci, când vine vorba despre COVID, care este diferit, noi acum, TripAdvisor-ul, introducem în imaginile noastre așa, imagini subtile de oameni care poartă mască, oamenii care sunt mai curăței. Deci eu nu aș veni cu un mesaj enorm, da, de că noi avem măști pentru față, că noi suntem igienizați. Nu așa un mesaj enorm, dar așa, delicat, subtil veniți cu acest mesaj. Și subtil, da? Ca oamenii să se simte în siguranță. Acestea fiind spuse, ce m-ar face pe mine să mă simt în siguranță? Un oraș unde toți poartă poartă măști sau un sat frumos cu vii cu... Asta mă va face mai sigur și mă va demine mai mult decât un oraș unde oamenii și un hotel unde toți poartă mască. Bine. Pare că Moldova este destinația pentru dumneavoastră. Atunci, da, este. El, asta ce credeți? În marketing trebuie să convingem vizitatorul ca să ia în considerare destinația. Și doi, să cumpere. Deci, destinația trebuie să creeze cerere și pe aceasta merge bine tranzacția. Și omul vine la destinație. Deci, este important ca să se întâmple această vânzare. Care, atunci când se facă investițiile acestea, cât de mult ar trebui destinația să investească în turism, în cazul Moldovei? Deci nu e vorba despre consiliul turism, dar cât de mult? Adică este ok dacă comerțul este în față sau... guvernul este în față sau guvernul vine sau statul vine cu campanie de promovare. Într-o situație ideală sunt ambele, businessul și statul. Odată ce brandingul este creat, stabilit și spune că, bun, așa noi vom reprezenta destinația aceasta, spre piața aceasta, pentru că este foarte important de a identifica piața, pentru că atunci businessul va funcționa pe această direcție. Trebuie să ne asigurăm că furnizarea produsului este cel care îl promitem. Cel mai rău lucru este să faci marketing pentru o anumită țară fără produsul care poți să livrezi. Și dacă nu este livrat la timp, atunci va apărea pe TripAdvisor și nu va fi bine deloc. Vrem să ne asigurăm că oferta care o promiți este consecventă cu ceea ce se dă. Deci este important să fie oferit suportul statului, guvernului, să ne asigurăm că produsul este gata pentru export, într-un fel, că oamenii să înțeleagă care sunt reducerile, care sunt comisioanele, care sunt așteptările pentru oameni. Și odată ce știi acest lucru și acest lucru există, atunci marketing vine și inițial este foarte important pentru stat să facă, guvernul să facă această marketing și branding de țară. La întrebarea noastră a lui Justin, dacă este bine acum să facem publicitate, eu cred că este un timp foarte bun de a comunica. Poate nu e vorba despre campanie cu prețuri, este un bun timp de a spune istorii, povești și de pentru destinații cum ar fi Moldova. Este o oportunitate foarte mare ca să vă arătați lumii. Deci noi credem foarte mult în faptul că oamenii trebuie, de exemplu, tot stafful să fie în măști, de exemplu. Asta înseamnă că toți au trecut prin protocoale. Deci, și de asemenea, oamenii trebuie să vadă, de exemplu, că la hotel se face curățenie.
Deci siguranța este luxul nou. Așa este un proverb acum. Siguranța este luxul nou. Deci atunci când vezi oamenii cu măști care duc pe doi oameni în vinărie și care stau în vie și iau cină fără mască, înseamnă că a realizat acest lucru. Înseamnă că este oricum un lux care este oferit și este timpul petrecut în aer liber. Deci toate aceste lucruri sunt puse împreună pentru turiști. Știind Moldova foarte bine, eu aș spune că eu sunt incitat. Eu cred că Moldova este un câștigător, este o destinație foarte bună și poate să fie o istorie de succes global, pentru că Moldova are toate ingredientele pentru un succes fenomenal. Vreau să dau cuvântul lui Cristine și înainte de a face acest lucru, poate o recomandare finală de la toți voi și voi începe cu Justin. Justin, sunteți pe dreapta mea, voi începe cu voi, cu dumneavoastră. Eu spun așa, gândurile mele pe finale, haideți să punem dialogul, haideți să facem niște analize a turismului din Moldova, ce merge bine, ce nu merge bine. Deci, sunt subiectiv când vine TripAdvisor, să vedem câte din atracții și din proprietăți sunt pe TripAdvisor, câți proprietari sunt gata pentru dialog cu noi. Și așa cum a spus Adam, haideți să vedem ce țări vor fi mai susceptibile de a se deschide și să primească călători. Deci aceasta este simplu, adică guvernul își deschide hotarele pentru oameni ca să nu se pui în carantină, pentru că acesta va fi lucrul important. Deci e vorba despre cercetări, conversații și continuarea dialogului. Este o recomandare mea fermă. Mersi frumos. Adam. Recomandarea mea de bază sau gândul meu final ar fi importanța cooperării la toate nivelele. Asta ar include în special cooperarea între sectorul privat și sectorul public, pentru o destinație cum este Moldova, să poate să lucreze împreună din punct de vedere strategic și brandingul și chiar și tacticile voastre din punct de vedere a marketingului vor fi foarte importante. Chiar și o destinație cum ar fi SUA, unul din succesele mari din SUA în ultimii 7 ani a fost brandul USA, care este un parteneriat privat public. Brandul USA este jumătate finanțat de sectorul privat. Însă, chiar și mai important, toate programele de marketing și campaniile de marketing sunt în parteneriat cu industria. Marketingul destinației nu se întâmplă independent de industrie, este împreună, mână-mână cu industria. Deci, în special, atunci când începem să restabilim și să vedem care sunt mesajele de bază, este important să facem acest lucru împreună, cu o voce, promovând, mergând în aceeași direcție și aceasta va face diferența. Mersi. Al, eu cred că Moldova este într-o situație foarte bună, pentru că este o oportunitate de a crea turismul așa cum vor ei. Deci pentru o destinație cum este Moldova, vorbim despre calitate mai mult decât despre cantitate. Ceea ce am văzut noi în multe destinații, ei nu pun accentul pe cifre persoanele care vin, dar cei care cheltuie. Deci aceasta este o marjă mai bună când vine vorba despre durabilitate și creștere pe termen lung. Dar nu înseamnă că să am mai mult 20% sau mai mult de 30%. Este mai bun să spui, am putea să aducem încoace pe cei care cheltuie mai mult, nu mai mulți oameni, dar care cheltuie mai mult, să stea, deci oamenii să stea 9-10 zile și nu 4. Și atunci trebuie să vezi cum poți să crești. Și sunt de acord cu Justin ce privește parteneriatul public-privat. Și toți sunt pe aceeași pagină, pentru că există un volum mic de finanțare pentru marketing. Este foarte important să fii eficient când vine vorba despre marketing. Și pot să vă spun că există un mare interes pentru Moldova, acelor din SUA. Și este important ca oamenii să vină, să cheltuie banii și să spună altora. Mersi mult! Eu, ca gând final, Cristina,
Este așa. Vorbind despre ținta fiind veniturile versus cifre, pentru că asta înseamnă respectul pentru destinație, asta menține durabilitatea destinației și o păstrează curată și atractivă. Aceasta trebuie să fie tradus în întreaga călătorie a vizitatorului, de la sosire până la plecare. Și este important ca să se prezinte un produs de calitate pentru ca oamenii să cheltuie mai mult. Deci, acestea fiind spuse, Cristina, aveți cuvântul. Mersi mult, Ibrahim, pentru aceste... Am uitat cuvântul. Pentru modul în care ați modat acest panel. Mersi frumos, domnilor, pentru prezentările uimitoare. Sunt foarte optimistă. Noi credem că țara noastră va avea rezultate cu mult mai bune decât ne-am gândit noi la începutul acestei pandemii. Deci, încă o dată, vreau să închei acest panel de astăzi foarte bun și chiar cred că noi vom avea mult de făcut după asta. Eu deja am câteva idei și probabil o să ne auzim unul pe altul. Dar eu închei pe o notă mai amuzantă, dacă o să-mi permiteți. Justin, noi avem o persoană anonimă care solicită informația asta de contact, ca pe Facebook. Știți când oamenii îți scriu. Asta ce este? O solicitare de prietenie pe Facebook sau ce? Nu, eu o să recomand persoanelor care sunt aici să vă găsească pe LinkedIn. Adică dacă vor să-mi trimită informația de contact. Deci eu nu vreau să dau adresa mea chiar tuturor persoanelor. Vei avea mii de oameni care o să scrie. Nu e greu să mă găsiți. Deci încă o dată vreau să vă mulțumesc. Există un lucru pozitiv despre pandemie. Dacă am fi făcut acest lucru, acest seminar, acest for fizic, mod fizic, nu am fi putut să vă avem pe toți în aceeași sală. Deci încă o dată mulțumesc frumos pentru prezentări. Ibrahim, mersi mult pentru întrebările minunate pe care le-ați pus paneliștilor noștri și haideți să sperăm că o să vă vedem în Moldova. Vă rog să fim drăguți să fiți aspuse noștri ca să încercați vinurile noastre noi, evident că le-ați încercat pe mai multe. Eu sper să vă văd fizic pe toți voi și ne mai vedem. Și mersi mult și îmi pare foarte bine că ați folosit hashtag-ul Be Our Guest, fi oaspele nostru. Da. Mersi mult, mersi frumos. Mersi mult și toate cele bune.